Ce discutau ei acolo? Băi, numai unul avea dreptate, restul parcă erau, vorbeau de bombe. Păi restul de unde se știe? Stai, ia stați puțin. Burleanu, de exemplu, ce comentarii a făcut? Mă abțin să vorbesc deocamdată că mai e un meci, măcar să-l câștige pe ăsta, ca să avem emoții, ultimul meci cu Israelul. Dar numai prostii vorbește, lasă-l în pace. Adică, nu stați, a dat și Burleanu indicații? Nu, cum comentează acolo sunt ca și indicații. Înțeles. Și nu se pricepe, ziceți? A, nu, la fotbal nu. Din înregistrări, vă întreb. A, nu, el e, niciunul din tot staful nu s-a pricepe, decât unul singur se pricepe, Stoichiță. Păi să-l punem pe Stoichiță atunci, de ce nu-l punem pe Stoichiță, selecționer? Păi nu, că și pe Stoichiță, îl înjură unii de spurcă. Păi nu, dar de ce ne-l punem? În primul rând e și mai ieftin, Stoichiță. Nu, acum lăsând gluma la o parte, s-a greșit. Dacă nu i-am bătut nici pe ăștia. Dar nu e gluma, nu e gluma neamitică. Punem, dacă Stoichiță a avut dreptate 90 de minute, de ce nu îl punem pe Stoichiță? Dacă omul avea dreptate 90 de minute. Păi bun, sau da, de ce sau nu uite, de uite, ce vă mai dau una. Vă mai dau una. De ce Edi nu-l ia pe Stoichiță pe bancă să beneficieze de sfatul lui din când în când? Nu știu asta, dar de ce nu l-a pus Federația direct pe Pițurcă, cel care are 3 calificări, care are experiență? Nu știu. De ce nu l-a pus pe Hagi? Da, de ce eu l-a vă pus întreb pe ceva. Petrescu? Eu vă întreb ceva. Hagi n-a vrut. Da, eu vă întreb ceva. Eu vorbesc serios acum. De ce Edi nu i-ar spune că nu e? Ce e? De jenă sau de ceva? Nea Mihai, mai sunt 3 meciuri. Vino, domne, pe bancă, mă mai sfătuiești și eu cu matale. Care e problema? Nu, pentru că totul a plecat de la Drăgoi, de la Rădoi. În momentul când i-a stricat, voi, nu știu dacă știți faza asta, când striga, Rădoi făcea niște greșeli. Știi, ăsta, Stoichiță, i-a strigat din tribună. Și atunci Rădoi i-a întors, vino, bre, dumneata și antrenează. Uh-huh. Păi așa, și ce eu, Edi e un om, Rădoi e un alt om, fiecare gândește altfel. Care pentru om? Că la noi, la echipa națională... Ne amintică, țineți minte ce vă spun. Eu dacă aș fi Edi, că nu e vorba aici, că nu... Noi, eu aș lua păreri de la toți oamenii din jurul meu. Dom'le, el are pe... Taicăsu a fost un mare antenor. Nu, clar asta, dar Taicăsu nu poate să stea pe bancă. Care ar fi problema Stoichiță să stea cu Edi pe bancă? Acum vă întreb, care e problema? Nu, că atunci i-a diminuat din valoarea lui de antenor. Adică s-ar simți, cum să spun... S-ar simți lezat, bineînțeles. Lezat, Edi? Lezat. Da. Nu mai bine te simți lezat și te califici? Mai Horia, asta ar trebui să gândească cum gândești tu, dar nu o să gândească... N-aș avea nicio problemă. Mihai, vino tată pe bancă, n-am nimic, vrem să ne calificăm, nu? Stai aici pe bancă și îți mai spune amitică ceva decât să strige Stoichiță din tribună. Aia, mai bine îți spune Stoichiță și n-aude nimeni pe bancă acolo, pe cuvânt. Dom'le, eu sunt antenor de meserie, printre altele, eu totuși strângeam 4-5 din ăștia bătrânii care mai pot gândi. E, Dinu, pe Enei că e paradit în jos, dar la cap este sănătos. Eu știu pe Lucescu, al bătrân, și pe al tânăr, fii atent aici. Făceam o ședință odată cu ei la o bere. Invitam eu la o... Bă, voi cum credeți, bă, că putem să scoatem fotbalul ăsta din mocir la care este? Pentru că eu vă spun, ca valoare, jucătorii noștri de aseară sunt cu mult peste adversarul nostru și peste adversarii noștri. Pentru că nimeni nu știe, băi, fraților, că totuși, din punct de vedere politic, Burleanu a făcut bine cu Vasaras. Vasaras a făcut de așa natură să avem grupa asta. Vasaras bagă arbitrii care sunt cu noi pe față. Păi băi, aseară n-a fost un faul, bă, în preajma careului, s-o pună și ăsta pe var. N-am văzut în viața mea așa ceva. Numai jucători lenți, numai jucători care nu intră în combinații, care încearcă imposibilul și să greșească. Ce?